Salut! V-a fost dor de mine? Am ieșit din nou la pescuit. Am ieșit după ce s-a întunecat și mă îndrept către locul de pescuit, numai de mine știut. Probabil nici peștii nu au aflat de el, vorba aceea. Dar eu sper să prind ceva astăzi. S-a lăsat foarte frig, n-am mai ieșit de ceva timp, că am fost răcit. Și haide să vedem ce prindem azi. Hai, prietene, că vreau să prind pește. Așa, bravo! Ai văzut că m-ai ascultat? Ia să vedem noi, găsim pește la casă sau... Da, trebuie să ne pregătim, să ne montăm lanseta, mulineta. O, ce bijuterie am eu aici. Da. Ce să facem? Mi-am luat unul cu mine astăzi, prieteni. Abu Garcia e un, lanseta, mulineta, o știți, Shimano Stradic FM C2000S. Ăsta e echipamentul cu care pescuiesc astăzi și sper să-mi aducă pești frumoși. Haideți să dezbatem un subiect, prieteni, în comentarii și vreau să-mi lăsați să-mi spuneți părerea voastră. Cât de importantă este mulineta în ceea ce privește sensibilitatea unui combo de ultralight? Da? Cât de importantă credeți că este mulineta pentru a transmite atacurile peștilor mai bine și să simțiți tot ce este pe substrat? Din punctul vostru de vedere, considerați că este foarte importantă sau nu? Sau este mai importantă lanseta sau firul? Sau toate trei? Considerați că are un impact foarte mare tipul de mulinetă folosit? Să-mi lăsați în comentarii, să-mi spuneți și mie și să dezbatem acolo acest subiect. Ia să vedem noi pește, prindem. E bine că văd că nu bate vântul. Apa e liniștită. Doar că s-a răcit destul de mult afară. Și asta este. Se adaptează peștele, ne adaptăm și noi. L-am luat. Ei, l-am luat. Ia vedeți voi. Mi-a atacat pe cădere. Ia uitați voi. Am avut impresia că mi se pare, am mai dat el de vreo două ori. Hai că a venit primul pește la 5 minute după ce am ajuns. Hai. Nu un bibănel mic, dar măcar a venit. Hai. Dai puștule. Stai că mă înțepi. Oh, ușor. Că te-ai încurcat. Așa, da. A venit primul bibănel. Un puștulică din ăsta. Hai să-l eliberăm. Fugi, mă. Hai să vină ceva mai mare totuși. E bine că sunt activi. Chiar dacă s-a răcit brusc afară, e bine că sunt activi peștii. Uite-l. Încă unul, prieteni. Încă unul. După încă două lanseuri a mai venit unul. Ăsta e un strap. Da. E un strap, dar micuț. Ia uitați voi. Un strap micuț. Puștule, ce cauți, mă, la guma asta? Hai să te eliberăm. Lasă loc la ăia mai mari, tinere. Uite așa. Stai, că te-ai încurcat. Da, a mai venit un strap după bibănelul ăla. Hai să-i dăm drumul. Fugi, puștule, hai, că nu stau să pierd timpul cu voi ăștia mici. Azi vreau pești mari. Am început bine, doi pești în 10 minute, în 10 minute. Se anunță o zi bună de pescuit astăzi. Așa pare să fie până acum. Peștele activ, așa pare. Le-am nimerit și guma din prima. Ce poate fi mai frumos de atât? Ia să-mi spuneți, prieten, dacă a testat cineva dintre voi lanseta TICT S-Ramul acela sau lanseta Graphite Leader Corto Prototype. Să-mi spuneți și mie. Uite, hai că a mai venit un pește. Dar ziceam să-mi spuneți și mie în comentarii cum vi s-a părut dintre cei care ați testat aceste două lansete. Deci, încă un strap. Hai că a mai venit un strap. Dar tot așa micuț, mă. Hai că ăsta parcă e o idee mai mare cel un pic. Da, sunt mici. Hai. Să-i scoatem guma și să vedem altceva. Ia. Da, încă un strap, prieteni. Micuț și ăsta, hai să le liberăm, fugi, măi! Hai că activitatea este, dar trebuie ceva mai mare. Haideți că mă deplasez puțin, prieteni, să caut peștii puțin mai mari. Și am prins ceva în locul respectiv. Am prins câțiva peștișori micuți, dar vreau ceva mare, ceva frumos. Așa că o să mă tot plimb în seara asta, n-am foarte mult timp la dispoziție. Am cam două ore și ceva.
Și haide să vedem ce scoatem de aici. Uite, uite. Ha, ce fin a atacat. Ce fin a atacat. Am mai luat unul la primul lanseu. Cum am mers un pic, am mai luat un strap din ăsta. Ia uitați voi, mă, ce dau strapi azi. Ia, tinere, te-ai încurcat? Nu. Hai. Ce dau strapi astăzi în guma asta? Mă, dau ia mare unde sunteți, mă. Ia stai. Stai ușor, mă, că te încurci. Stai ușor. Stai. Hai că ai încurcat muntura asta. Las că văd eu după. Hai. Ăsta e încă un strap micuț. Hai. Să-i dăm drumul la puștulica asta. Fugi, mă. Du-te. Mă, dar mai din ăștia mici sunteți azi pe aici? Mai des că măcar activitate, n-am de ce să mă plâng. Sigur, printre ăștia trebuie să fie și ceva mare. Sigur, sigur. Da, vă întrebase mai devreme, prieten, dacă a testat vreunul dintre voi lanseta aceea TICT SRAM, da? De 0,87 grame. Sau dacă a testat Graphite Leader Corto Prototype, varianta Prototype. Sunt curios cum vi s-au părut dintre cei care le-au testat. Să-mi spune și mie, sau dacă le-ați testat pe amândouă, care dintre ele v-a plăcut mai mult? Pentru că am de gând în viitor să trec și la o altă mulinetă. Știu că le schimb așa, ca pe ciorapi, dar de fapt nu le schimb, că le păstrez, nu văd nimic din ce mi-au. În viitor vreau să trec la un Vanquish, da? Pentru ultralight, un Vanquish, și să văd dintre cele două lansete menționate, s-ar putea să aleg una dintre ele. Să-mi fac un combo mai high-end așa. Așa că aștept părerile voastre în comentarii să-mi spuneți despre cele două lansete. Încă nu s-a dus vegetația, culmea. Mă așteptam ca acum în noiembrie să nu mai fie așa multă vegetație, dar uite că încă e, se duce mai greu. Oh, l-a făcut pană. Nu știam ce se aude, a făcut pană la mașină, uite-mă. Vine vremea peștilor mari, prieteni. Acum se apropie iarna și o să vină și pești mai frumoși și așa ar trebui, în mod normal. A, dar uite că nu mi-am montat nicio govez, bine că m-am gândit să vorbesc despre asta. M-am grăbit să pescuiesc, dar am uitat să montez nicio govez. Dacă îmi dădea ceva mare acum, ce faceam? Da, cred că de-aia nu mi-a dat ceva mare, mi-au venit numai ăștia mici să mă atenționeze, să-mi spună, mă, vezi că n-ai minciugul montat. Dacă îmi vine mie un pește mare și eu nu aveam ăsta montat, ce făceam? Ia să vedem. Acum poate să vină. Poate să vină că-l iau. Ia să-mi spuneți, prieteni, și mie, care este cel mai senzitiv fir textil cu care ați pescuit voi? Nu cel mai rezistent, nu cel mai senzitiv. Firul cu care simțeați sau aveți impresia că simțiți absolut orice. Ia să-mi zice și mie, să vedem ce mai descoperim împreună. Deci lăsați-mi în comentarii cel mai senzitiv fir cu care voi ați pescuit vreodată, în care simțeați și o pietricică de pe fundul apei. Cred că a început să fugă peștele de mine, prieteni, nu știu ce se întâmplă. Că n-am mai avut niciun atac de vreo 20 de minute așa. Și mă duc după el, n-am ce să fac. Cred că a început să fugă de mine, a zis gata, a ieșit iar ăsta la pescuit. Și ne scoate pe toți. Și mă duc eu după el, dacă el fuge de mine. Sper să ajung din urmă. Da, nu știu ce să zic, glumesc și eu, dar de vreo 20 de minute n-am mai avut 25 de minute niciun țac. Dar nu mă las, nu mă las. Cred că dacă nu mai vrea, o să schimb și guma, să vedem dacă preferă altceva. Dar am prins pe guma asta și nu aș vrea să o schimb, că vorba aceea, ce merge nu trebuie schimbat. Și o să mai încerc un pic și pe aici, să vedem. O iau așa ușor, ușor la pas, până îl găsesc pe ăla mare, să văd unde se ascunde. Da, hai să vedem. La mamă, n-am scăpat, nu cred. A, ce mi-a dat aici în maldă, era mic. Era micuț, mă, el. Îl păcălisem, dar din păcate nu era ceva mare. Uite-l, uite-l, uite-l. Uite-l, mă, mi-a dat, mă. Hai.
Hai că l-am păcălit. Uite ce frumos a dat. Hai, vino cu vino cu. L-am păcălit, prieten, păi se putea. Mamă, de un fric de înțepenești. Am păcălit și un strap. Hai că e un strap frumușel, în sfârșit. Hai, vino cu. Un strap mai frumos. L-am păcălit, mă. Haide. Așa, da. Ce am, că mi îngheață mâna pe pește. Incredibil de frig afară. Nu mă mir că nu prea au mai atacat după ce s-a lăsat frigul ăsta. Dă drumul la gumă, așa și la fir, te rog frumos. Haide. Haide și la fir, nu mi-l tăia. Hai, mă. Gata. Ăsta e, prieteni. Mai frumosel decât ce a venit până acum. Frumos, hai. A atacat și hotărât, așa mi-a plăcut de el. Chiar mi-a plăcut de el. Hai, fugi. Hai că mai insist, poate reușesc să păcălesc ceva mai mare. L-am luat, prieteni. Ha. Încă unul după a doua lansare. Hai. Hai. Două lansări, am mai scos un pește. Hai. Micuț, un strap din ăsta, un stilou mai bine zis. Da, măcar am început să-i păcălesc din nou. Stai mă, puștule, mă. Hai să te eliberez. Uite și gata. Da drumul la gumă, știu că îți place, dar... Uite și, hai. Încă un strap din ăsta, prieteni. Mic, mic, hai să căutăm alții mai mari. Fugi, mă, hai că începe activitatea din nou, în sfârșit, mă. M-am uitat adineauri la temperatură, prieteni, și câte grade credeți că sunt afară? 3 grade mi arată. 3 grade în noiembrie, de-aia mi-e atât de frig. La 3 grade, mă, și uite că am reușit să păcălesc peștele. Incredibil. Acum o săptămână și ceva, erau vreo 14 grade seara, acum sunt 3 grade. Cam așa erau, 12 grade, 14. S-a răcit rău de tot. Rău, rău, rău. Da, mamă. He. Ia uite ce fin a atacat bine. Nici n-avea cum să atace. Mai puternic ăsta mic. O, ce faci, mă? Bibănelule, stai cu minte. Vai. Un biban în miniatură, prieteni. Tu veneai, mă. Altul mare nu venea. Câte am căutat pe aia mari. Și numai ăștia ca tine și au venit. Doamne ferește, hai, fugi! Da. Uite-l, mă. Hai că l-am păcălit. Ha, l-am păcălit, mă. A dat de două ori, dar a dat fin așa. Hai, sus. A, un bibănel. A venit bibănelul, mă. Ia uitați-vă. Hai, stai cu minte, mă, puștele, mă. A dat de două ori încet așa și l-am înțepat după, da? Foarte, foarte greu. A scăzut temperatura la 2 grade afară și e foarte greu. Da. Ăsta e bibănel mic. Dacă v-a plăcut partida, prieteni, nu uitați să vă abonați și am plecat că nu mai pot, am înghețat de frig. Hai să le liberăm. Și vă salut, ne vedem data viitoare. Pa, pa!